Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Constanța News. Astăzi ne aflăm la Cârșova și invitatul emisiunii de astăzi este domnul primar Viorel Ionescu. Bun găsit, domnule primar! Bună ziua și bine ați venit la Cârșova! Domnule primar, vă propun să începem în forță. Sunt obișnuit! Știu că ați revenit recent la, să spunem, prima dragoste politică, nu? Partidul Național Liberal. Spuneți-le, eu știu, celor care ne ascultă, celor care ne văd, alegătorii posibile dumneavoastră, care a fost motivul pentru care ați făcut acest pas? Da, se pare că această întrebare a frământat și încă mai frământă pe foarte multă lume, atât pe plan local cât și pe plan județean. Revenire, bine, mergând de la ideea că prima dragoste nu se uită niciodată, revenirea în Partidul Național Liberal, după o perioadă destul de... după o anumită perioadă de timp, a avut ca rezultat, bănuiesc, un studiu bine analizat de conducerea de la județ. A avut la bază și două sondaje făcute aici pe plan local. Ce să zic? Probabil că s-a făcut o analiză și s-a ajuns la concluzia că, așa cum este în viață, o generație trebuie să predea ștacheta unei alte generații și dacă aici cine trebuia să predea nu a dorit, pentru că, știu, se consideră un Ramses al doilea nemuritor și infailibil, cred că a trebuit să-i se spună, domnule, toți suntem trecători prin viață, toți trebuie la un moment dat să știm când să ne retragem, să facem un pas în lateral, să punem umărul, dacă se poate, în ceea ce înseamnă sprijinirea unei echipe întinerite. Dacă nu, asta este viața, mergem înainte. Motiv pentru care au fost discuții și, bineînțeles, am revenit la PNL ca să facem în Partidul Național Liberal Hârșova ce am dorit să facem încă din 2007-2008, noi tinerii de atunci, adică efectiv să venim și noi cu un aport de cunoștință, de experiență timpurii la momentul respectiv, o experiență mai vastă acum, în 2020, pentru binele comunității în care trăim. Atât tot. Este cunoscut faptul că, în general, când vorbim despre alegerile locale, lumea votează mai mult omul, mai puțin partidul. Totuși, care credeți că este capitalul pe care vi-l poate aduce sau pe care mizați să vi-l aducă partidul, înscrierea, revenirea la Partidul Național Liberal? Aici nu discut despre un capital, unde sper să știu să-mi fie venit din partea alegătorilor de dreapta sau și de stânga sau de acei, știu eu, neîncrezători în 2016 în ceea ce putem noi să facem și ulterior dovedind că putem face în doar 4 ani multe lucruri ce nu au fost făcute înainte, i-am determinat, sper eu, să aleagă peste foarte puțin timp continuarea acestor proiecte. Aici discutăm despre faptul că, în general, în orice comunitate, cu atât mai mult în comunitățile mici, mijlocii, cum este Hârșova, toată lumea știe că se votează omul, se alege omul. Și mizez pe acest lucru. În primul rând mizez pe faptul că hârșovenilor trebuie să le pese de Hârșova și să aleagă, în primul rând, o persoană care a arătat, într-un timp puțin, că se pot face multe lucruri bune. Este adevărat că au mai fost discuții, interacționez foarte, foarte mult cu cetățenii pe Facebook, atât în mediul public cât și în privat, în mesageria privată. Este adevărat că se mai pot face foarte multe lucruri. Este un oraș, nu este o casă unde, doamne, am terminat și gata, aștept să... Nu, este un oraș, mai ales într-o continuă schimbare. Vreau să cred și știu, simt că așa este. În 2016 am dat un restart în tot ceea ce înseamnă de la administrație
publică locală și continuând cu știu, mentalitatea omului, cred că am dat un restart. Cum am mai spus și eu repet, dacă vrem o țară ca în afară, vrem un oraș civilizat, vrem un oraș curat, vrem un oraș frumos în care să ne respectăm unii cu ceilalți, atunci, pe lângă drepturile pe care le invocăm tot timpul, avem drepturi, trebuie ușor, ușor să înțelegem că avem și obligații. Obligația de a fi respectos cu aproapele nostru, obligația de a avea grijă de curățenia din orașul nostru. Și atunci cred că oamenii vor analiza și sunt sigur că vor alege să continuăm împreună. Pentru că trecutul nu este o opțiune. Știți cum e? În trecut am fost, știm cum este. Viitorul este provocator. Vă propun să părăsim un pic palierul electoral. Total de acord. Total de acord, da. Pentru că se știe până la urmă ceea ce facem este important. Da. Cu asta putem să venim în fața alegătorilor. Este o perioadă foarte dificilă, o perioadă inedită cu care nu ne-am mai confruntat, cauzată de, iată, această pandemie care se prelungește și probabil ne va mai afecta viețile pentru multă vreme de acum încolo. Să sperăm că nu, dar vom vedea. Da, vom vedea când corect va fi descoperit acel vaccin care să ne salveze pe toți. Da. Cum sunteți pregătiți, pentru că este un subiect de importanță maximă, de interes maxim pentru un oraș precum Hârșova, unde bănuiesc că sunt mulți tineri, mulți copii, da, elevi. Da. Cum este pregătit orașul, cum sunt pregătite școlile, grădinițele, liceele pentru startul noului an școlar? Vă pot spune că în momentul de față suntem pe ultima sută de metri în ceea ce înseamnă lucrările privind pregătirea școlilor pentru începerea anului școlar. De săptămâna viitoare vreau să intrăm și pe grădinițe, astfel încât, așa cum am transmis doamnelor director, odată, atunci când va începe școala, noi trebuie să fim pregătiți, punct. Deci nu se pune problema să vedem dacă autoritatea locală, cum a rămas, va decide. Eu am decis de ceva timp, am avut discuții cu doamnele director și le-am spus să ne apucăm de treabă, pentru că eu vreau ca școala la Hârșova să înceapă. Acum, ce ține de noi ca și autoritate locală, împreună cu școlile, vom face. Mai departe, am înțeles că a ieșit un... să urmează să se definitiveze un, să spunem, un regulament, un protocol, da? O procedură de derulare a orelor. Rămâne să apară, rămâne să-l citim împreună și noi, dar în special doamnele director să ne analizeze împreună cu cadrele didactice, astfel încât școala să înceapă în condiții optime, dar și, să spunem, dacă se poate vorbi în pandemie, în condiții normale pentru copii. Pentru copii și pentru cadre didactice. Exact cum spuneam, este o perioadă inedită pentru toată lumea, unde va trebui să ne adaptăm. Copiii, așa este viața, vor trebui să se adapteze din mers. Și aici, când vorbesc de adaptare, nu înseamnă neapărat, știu eu, de depurtatul măștii și de acele separatoare. Aici discut de faptul că trebuie să învățăm până când va apărea acel vaccin să ne protejăm noi, în primul rând. Pentru că dacă eu mă protejez și cel de lângă mine este conștient și se protejează, automat vom fi o comunitate protejată. Acest lucru l-am spus și în starea de urgență la momentul respectiv. Am făcut acel apel și voi face în continuare, în primul rând, să avem grijă noi de noi și după aceea să așteptăm să aibă alții grijă de noi. Dar una peste alta, la Hârșova eu vreau ca școlile să înceapă conform graficului și cât se poate de în condiții de normalitate pentru copii și pentru cadrele didactice. Punând un pic, eu știu, răul înainte, da, gândindu-ne să avem și această variantă, dacă se va ajunge din nou la necesitatea de a se face învățământul online, da,
vedeți lucruri care se pot îmbunătăți față de ce a fost? Pentru că este clar că lucrurile au scârțit rău de tot în primăvară, peste tot în țară, când nimeni nu era pregătit. Nu, hai să spun așa, au scârțit rău de tot poate în altă parte. Din punctul meu de vedere, la Hârșova nu au scârțit rău de tot. Noi am fost pregătiți și pe noi ne-a prins, așa a fost să fie, pe noi ne-a prins pandemia cu implementarea catalogului electronic, catalogului online, în ambele școli. Acest proiect al catalogului electronic este un proiect unde eu am tot insistat încă din primul an de mandat, undeva un an și jumătate, prima școală ce a implementat, școala gimnazială numărul 1, ulterior și liceul teoretic Ioan Cotobu. Deci pe noi la Hârșova copiii știu, părinții știu acest lucru, cadrele didactice la fel de bine știu acest lucru, pe noi lucrurile nu ne-au prins scârțind. Am anticipat, pentru că, exact cum spuneam, nu stăm să ne lăudăm, dar trebuie să și spunem. Fiind tineri, avem viziune și atunci noi ne lucrăm foarte mult cu, să spunem, mediul online. Vreau să vă spun și primăria. În februarie am dat drumul și apoi a început starea de urgență cu pandemia. În februarie am dat drumul la registratura electronică. Da. Deci vreau să spun că, că se poate face, se poate îmbunătăți acest program. Total de acord. Da? Totul este perfectibil. Dar pe noi nu ne-au prins scârțind. Iar acum în toamnă, dacă va fi nevoie să se revină la exclusiv la învățământul online, noi suntem pregătiți. Pentru că se începe școala, copiii vor merge, lucru, am spus, mă bucură, pentru că e foarte important nu doar să înveți de pe o tabletă, ci să și socializezi colegul, da? Dar dacă, să sperăm că nu va fi cazul, pandemia o va lua, situația, să spunem că va deveni mai critică și poate vor fi impuse anumite măsuri, restricții, inclusiv, exclusiv învățământul online, atunci noi vom continua cu învățământul online, pentru că v-am spus, pe lângă învățământul direct în clasă, în paralel se desfășoară și acea platformă de catalog electronic, ce implică mult mai multe, inclusiv schimb de experiență între profesori, schimb de experiență între copii, schimbarea, știu eu, ideilor, temelor, prin intermediul aplicației respective pe tabletă, online. V-ați asigurat că aceste lucruri să fie și la dispoziția categoriilor mai puțin favorizate? Aici este o problemă unde trebuie să mai lucrăm. Pentru că, am spus, una este într-o comunitate mică unde, domnule, am 30 de copii, dau 30 de tablete. Wow, ce bun e primarul respectiv! Alta este într-o comunitate unde ai 1200 de copii. Nu prea poți să dai 1200 de tablete. Motiv pentru care salut inițiativa guvernului de a asigura echipamente electronice pentru desfășurarea acestor cursul online în mediu, într-un mod propice. Pentru că aici este mult de discutat. Vedeți, nu înseamnă că dacă dăm o tabletă, gata, am rezolvat problema. Da? În general, discutăm de susținerea cu tablete a copiilor cu o situație socială mai precară. Da? Și atunci trebuie să venim în sprijinul lor. Dar nu venim doar în sprijin, doar luăm tableta și poftim. Folosește, pentru că poți să folosești tableta la școală, unde aici am implementat, am mai spus-o în alte dăți, am implementat internetul Wi-Fi for You, deci avem internet în școli, da? Copilul se poate folosi de tabletă, dar ce ne facem dacă se duce acasă și acolo nu are internet? Și atunci vine întrebarea, cum își va face temele? Și să venim ca autoritatea locală să tragem internet inclusiv în casele oamenilor, deja cred că lucrurile se exagerează și... Dar... Da, poate o soluție ar fi, pentru aceste categorii mă refer... O soluție vreau să vă spun în felul următor. Prin această... Da, rămâne de văzut. Nu, dar o soluție, ce vreau să vă spun este și vă pot dezvălui unul din proiectele mele de viitor. Am început în acest Wi-Fi for You, da, unde în cadrul proiectului am implementat pe fonduri europene 11 puncte publice de acces la internet.
inclusiv ferma 1, inclusiv va 2. Acum, ce mi-am propus eu? Eu mi-am propus ca în aceste locații, la ferma 1, va 2 și ulterior și în orașul Hârșova, tot ceea ce înseamnă spațiu public să fie acoperit în integralitate de internet wireless. Cum se poate face treaba asta? Am citit, am văzut, ne-am interesat, numai că necesită puțin timp și de aia spun rămâne pentru următorul mandat, efectiv niște dispozitive montate din loc în loc pe stâlpii din localitate, automat pot să propag, da? Și putem ajuta în acest fel, putem ajuta și familiile care nu au internet, dar care poate au stâlpul în apropierea porții și să prindă internet în... Este o idee, v-am spus, nu înseamnă că, de-aia spun, trebuie să venim cu idei și să le analizăm, le discutăm, le îmbunătățim și apoi le punem în practică. Dar una din ideile de viitor este și acest lucru, pentru că ne convine, nu ne convine, internetul este, va deveni, da, nu, deja nu deja viitor, nu mai este viitor, este o necesitate, nu suntem conectați, nu putem comunica, nu putem fi informați și atunci ne trezim puțin rătăciți. De la ultima noastră discuție, ne spuneați atunci că aveți o serie de proiecte care sunt în implementare, aproape unele de finalizare. Mai avem, da, dar se apropie, da, se apropie de finalizare, deja avem proiecte. Se muncește, da, se muncește, hârșovenii pot vedea, chiar îmi place și salut modul de implementare a proiectului privind înființarea de parcuri. Avem un proiect de înființare două parcuri pe fonduri europene. Constructorul ce a câștigat licitația s-a apucat de treabă și chiar îmi place cum lucrează. Ce pot să vă spun este că pe lângă aceste proiecte în implementare, care se văd sau nu, ține de oameni, noi am mai depus. Am mai depus chiar în această lună, nu am spus-o, acum prin intermediul nostru o voi spune, pe 12 februarie am depus un proiect privind eficiența energetică a Liceului Teoretic Ioan Cotovu. În momentul de față lucrăm, avem termen de depunere, dacă nu mă înșel, undeva sfârșitul lunii noiembrie, da? Deci se lucrează un proiect pe fonduri europene privind, ca urmare a virusului COVID, da, s-a deschis pe fonduri europene o axă privind dotarea secțiilor de terapie intensivă. Și vreau să dotez secția de terapie intensivă de la Spitalul Orășinesc Hârșova, care vine în completare cu alte proiecte din cadrul spitalului acolo. Da? Deci, cum spuneam, cum apare o axă, ne uităm, putem, nu putem, intrăm și aplicăm. Astăzi vreau să vă spun că am purtat o discuție, până să veniți dumneavoastră, privind implementarea unui alt proiect. Și dau idei și mă întreba cineva dacă, de fac o paranteză, dacă aș fi dispus la o dezbatere, cu mare drag, nu am nicio problemă să port dezbateri cu fiecare contracandidat. Așa poate schimbăm idei de la unul la altul și cel care va câștiga să le ducă mai departe, nu am nicio problemă. Azi, cum revenind, am discutat cu o firmă de consultanță privind implementarea unui proiect prin care să construim la Hârșova un parc fotovoltaic. Parc fotovoltaic ce va asigura 100% consumul iluminatului public și consumul instituțiilor publice. Ceea ce înseamnă că după ce se va implementa acest parc fotovoltaic, noi nu vom mai plăti niciun lucru pentru energie electrică. Urmând ca din banii aceia să facem altceva. Da? Să investim în altceva. Așa se face. Începem să ne mișcăm și să creștem. Înțeleg cetățenii, au văzut și mă bucură treaba asta, au văzut că se poate și devin nerăbdători și eu sunt nerăbdător, dar trebuie să avem puțină răbdare să mai creștem. Nu putem dintr-un copil de 5 anișori să devin adolescent de 15 ani peste noapte și apoi un om matur în toată firea. Dar le vom face ușor, ușor, cu sănătate și cu putere de la Dumnezeu le vom face. Văd pe biroul dumneavoastră o minge de oină. Sunteți un primar care sprijină sportul sau este doar o pasiune pentru sportul tradițional românesc? Sunt un primar care sprijină sportul. Această minge de oină împreună cu bastonul
Dar mingea de oină am primit-o de la copiii ce au fost în 2017, au fost la o competiție, chiar am diploma acolo, la Brașov. Și fiind la prima participare, spune frumos acolo, locul 4. Da? Deci la prima participare, copiii din Hârșova, la o competiție națională de junior, copiii au obținut locul 4. Și li s-a dat și o minge de oină pentru primar. Această competiție fiind organizată de Federația Română de Oină, federație cu care noi suntem parteneri în proiectul de implementare de modernizare a stadionului. Așa numitul, am mai spus-o, foarte penibil anumit domnul, un anumit domn, nu vreau să dau numele, proiectul cu oina. Nu, nu este proiectul cu oina, este proiectul de reabilitare al stadionului, în cadrul căruia trebuie, fiind pe fonduri europene, într-un parteneriat cu bulgarii și Federația Română de Oină, trebuie să ne promovăm sportul național. Noi trebuie să învățăm să ne promovăm sportul național, să ne promovăm tradițiile, da? Pentru că ușor, ușor uităm de ele și uităm cine suntem. Din acel popor de care suntem mândri ca istorie, ajungem să ne pierdem din valori. Și atunci trebuie să ne ancorăm foarte bine în mintea noastră tot ceea ce înseamnă istorie, tradiție. Da, da, mai ales că, iată, în ultimii, cred că 15 ani, Constanța, prin echipa Frontiera Domis, da, are rezultate. Da, domină, practic, acest sport, iese an de an campioană și este păcat să nu, să nu ajutăm la dezvoltarea acestei tradiții, da, perpetuarea ei. Și, da, am spus aici, copii. Perpetuarea aceasta trebuie să înceapă iar cu sistemul de educație. Pentru că eu am prins când eram în școală gimnazială și ulterior în liceu, aveam ca și probă aruncarea mingii de oină. Da? Aruncam mingea de oină, noi am aruncat-o. Ușor, ușor s-au scos aceste probe din materia sportivă, lucru care nu este normal, pentru că este acea vorbă, o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Trebuie să ne îmbinăm și carte, și mișcare. Da? Asta încercăm să facem la Hârșova. Proiect ce, în momentul de față, merge conform graficului și la sfârșit, chiar îl țin aici, am graficul, iar aici am angajamentul semnat de mână de către constructor. Da? Și spun, până pe 23 august trebuie să facă, până pe 31 august trebuie să facă, până pe 15 septembrie trebuie să facă, urmând, bineînțeles, graficul din cadrul proiectului. Deci acolo se va finaliza, se lucrează, se va finaliza proiectul, va fi un stadion reabilitat. Da? Nu va fi un stadion de oină, va fi un stadion al orașului Hârșova, reabilitat, modern, cu nocturnă, cu tabelă electronică, cu vestiare făcute, cu tribuna oficială refăcută, cu tribuna de spectatori refăcută. Iar în cadrul acestui proiect, noi va trebui să promovăm și voi încuraja chiar și după implementarea acestui proiect să continuăm să promovăm oina, pentru că este sportul nostru național. În momentul în care, am mai spus, cetățeanul respectiv a venit și a aruncat cu noroi în oină. Dom'le, când arunci cu noroi în oină, în sportul național, este ca și cum arunci cu noroi în ie. Da? Sau în costumul nostru național. Nu poți să arunci cu noroi în sportul, în tradiția, în portul tradițional. Nu poți face acest lucru, decât dacă ai un caracter josnic. Din punctul acesta de vedere, al faptului că încurajați sportul, nu pot decât să vă felicit, pentru că este într-adevăr sportul, până la urmă, o vedem peste tot, nu numai în România, vedem de la cele mai mari orașe din lume la unele, eu știu, foarte mici, poate de mărimea orașului Hârșova sau poate chiar mai mici, vedem acele orașe din nordul Germaniei unde practic domină handbalul european, da, și mondial, acele echipe.
e vorba despre stimularea și de perpetuarea mândriei locale. Da, pe lângă perpetuarea mândriei locale, este vorba de identificarea și preluarea unor copii. Da, 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 mă refer la altceva. Și de identificarea și preluarea unor copii ce poate. Nu toată lumea este foarte bună la învățătură, da? Dar poate unii sunt, excelează în sport și atunci este bine ca să-și facă o carieră în sport și ușor să... am tot repetat, s-au cam pierdut și nu sunt nostalgic. S-au ciudat, sunt nostalgic eu fiind foarte tânăr. Să nu uităm de acea daciadă, da? Pe timpul înainte de 89, când efectiv se făcea o selecție din rândul tinerilor și ulterior au avut un vârf undeva în... 2000. Cred că s-a stins de acolo, 2004... da? Ceea ce înseamnă că necontinuând aceste programe de identificare și de promovare a valorilor din rândul cetățenilor, ușor n-am mai avut vârfuri. Da? Da, pentru că ele trebuie să crească. Da, da, o cădere drastică și vedem rezultatele. Acesta este motivul pentru care vor vedea cetățenii și cred că au văzut deja un început. Pe lângă reabilitarea stadionului, am făcut un teren de mini-fotbal. O spun cu bucurie, dar și cu părere de rău că este primul, de asta nu este singur, dar deci este primul teren, acum știu, am experiență, în următorul mandat mi-am propus cel puțin două astfel de terenuri să le fac. Dar este primul teren de mini-fotbal pe care îl are orașul Hârșova. Sună ciudat, le-am zis, doamne, nu se poate, suntem oraș, nici măcar până în 2016 nu aveam un teren de mini-fotbal, vă dați seama? Hai, acum avem. Am purtat discuții și am și informat cetățenii pe Facebook. Am fost prins în listă de sinteză, mi s-a cerut acum documente necesare pentru a doua etapă privind înființarea unui bazin de înot în zona portoară și construirea unei săli sportive de tip B de 180 de locuri prin Compania Națională de Investiții. Deci proiectele mele de viitor sunt inclusiv pe parte de sport. Pentru că am mai zis, investim în educație, investim în cultură, investim în sport, vom avea viitor. Altfel vom supraviețui. În primar, ne aflăm practic în ultima zi, înainte de startul campaniei electorale. Pentru finalul discuției noastre vă propun să revenim la acest aspect, pentru că este până la urmă important, aceasta este perioada, aceasta este regula jocului peste tot. Corect, ne place, nu ne place. Exact. Cum vedeți această campanie? Ce semnale aveți? Va fi o campanie civilizată? Va fi o campanie acerbă, purtată, eu știu, cu arme mai puțin fair play? Bănuiesc că va fi o campanie purtată și cu arme mai puțin ortodoxe, discutând metaforic, bineînțeles. Eu am încurajat și am spus, doamne, eu doresc la Hârșova o campanie civilizată. Ați avut timp la dispoziție 4 ani de zile să vă manifestați supărările, frustrările, ura pe care au acumulat-o câțiva împotriva mea, dar ar trebui în această lună, ce avem în față, să venim cu o campanie civilizată, cu o campanie constructivă. Am și spus, tema de campanie este Eu iubesc Hârșova. Adică prefer, o repet, doamne, decât să arăt 4 lucruri urâte, eu vreau să văd 2 lucruri frumoase. Da? Și ușor voi avea grijă ca și alea 4 urâte din 4 să rămână 2 și apoi să nu mai rămână niciuna. Dar trebuie să începem cu o campanie civilizată, cu o campanie constructivă, pozitivă pentru oraș. Acesta este motivul pentru care în precampanie au venit solicitări de a se monta bannere prin oraș. Și le-am spus, eu nu sunt de acord cu treaba asta, nici nu pot să interzic. Dacă doriți să puneți bannere, puteți spune, dar pe domeniul public veți pune bannere doar respectând anumite, știu eu, condiții stabilite de legislația în vigoare. Le îndepliniți? Puneți. Nu le îndepliniți? Nu le puneți. Inclusiv eu. Nu am pus bannere în localitate, pentru că mi-am dorit o campanie civilizată. Da? Lumea este sătulă de bannere, lumea este sătulă de mizerii. Lumea vrea să vadă, sau cel puțin eu vreau să arăt și altceva oamenilor. Vreau să arăt o cale de ieșire, vreau să arăt un drum mai bun, vreau să văd ceva mai frumos.
Acum, bineînțeles, că au avut posibilitatea și ulterior a apărut și schimbarea la UNRB, dar că suntem noi... A fost ușor depășită. Da, dacă s-au grăbit, asta înseamnă să te grăbești, te mai împiedici câteodată și cazi. Dar, ziua, dacă nu punem bannere pe străzi, peste, hai să punem bannere și au primit ordin, că altfel n-ai cum să îi spui, să-și pună bannere pe case, pe garduri, pe, adică în spațiu privat. Foarte bine, dacă aceasta a fost opțiunea dumnealor, ce să spun? Urmează de mâine o campanie electorală, unde, la fel de civilizat, va trebui să folosim avizierele. Și acolo fiecare își va pune un afiș, își va pune un flyer, dacă va dori, o modalitate de informare a cetățeanului. Și apoi să meargă, respectând, bineînțeles, condițiile de distanțare cu această COVID, să meargă pe străzi, să discutăm, sau să discute cu oamenii și să explice unii dintre ei de ce nu au fost în stare 8 ani de zile înainte să facă și ar putea să facă acum. Adică îmi cer scuze, dar pentru mine, ca un cetățean, în primul rând mă consider hârșovean. Iar eu le voi cere hârșovenilor să gândească pentru Hârșova și să nu țină cont de o coloratură politică sau... Nu, dom'le, omul acela este acolo, da, a făcut treabă, da, ok, merg cu el și cu echipa lui, da? Și așa vor face, sunt sigur, hârșovenii. Dar atunci când mă gândesc la contracandidații mei, îmi cer scuze, ca un cetățean, zâmbesc. Și nu zâmbesc pentru că aș fi ironic sau că sunt arogant, dar efectiv zâmbesc. Dom'le, ați avut la dispoziție 8 ani de zile fiecare și ați făcut ce ați făcut. Perfect, vă mulțumim frumos. E timpul acum să vă bucurați de pensie, să vă bucurați de familie, să vă bucurați de copii. Adică vreți să veniți și să faceți ce n-ați făcut înainte. Foarte bine, e dreptul fiecare. Ce pot spune? Și atunci zâmbesc, nu am cum să nu zâmbesc. Din punct de vedere organizatoric, totul este... Da, din punct de vedere, da, totul este... condițiile care vor fi un pic... Da, bineînțeles, da. Mi-a plăcut, la un moment dat, era un anunț care, dacă se punea în discuție dacă se înceapă sau nu se înceapă școala. Și la un moment s-a transmis un mesaj: dacă vreți să venim la vot, dați drumul la școli. Da? Cât timp școlile se vor deschide în condiții optime la Hârșova și procesul de votare, eu cred că se va desfășura în condiții optime. Trebuie. Adică este un drept al nostru la fiecare 4 ani de zile să ne alegem liderul, da? Nu șeful, cum spun unii, nu, liderul, dar lider ce va trebui, pe urmă, în următorii 4 ani de zile, să-l susținem. Nu, știi, eu nu l-am ales pe Xulescu, drept urmare, îi pun numai piedică. Păi da, dar nu-i pui piedică lui Ionescu, pui piedică unei comunități. Și atunci, exact ca într-un meci, Steaua Dinamo. A câștigat o echipă? Bun, mergem mai departe, noi suporterii. Chiar dacă noi sunt de la cealaltă echipă și am la bătaie. Nu înseamnă automat că, dacă iei bătaie o dată, de două ori, de trei ori, atunci au o schimbare. La fel și cu primarul. Dacă un mandat nu faci nimic, al doilea mandat nu faci nimic, doamne, hai, pleacă acasă. Dar nu merge dacă nu faci într-un mandat. Trebuie schimbat antrenorul. Trebuie schimbat, da, haideți, doamne, să pleci primarul acasă. Pentru că oamenii, vedeți, noi nu avem dezvoltat această noțiune de educație. I-am spus eu la un moment dat, poate sună ciudat, dar să fac separație de politică. Da, așa, educație politică. În afară, de la vârste relativ fragile, oricum destul de 16 ani, dar adolescenți, da? Deja se implică. Da? Dar nu se implică la modul în care hai, iau un tricou și, cum era înainte, o anumită latură și fără să fiu subiectiv, iau un tricou și hai să ducem sacoși încărcate cu diverse. Nu, ci efectiv participă la dezbateri. Da? Și la sfârșit, după un an, doi, trei de experiență prin fiecare partid, acel tânăr zice, dom'le, eu am văzut că mă regăsesc acolo și merge și rămâne pe acea direcție. Da? Noi nu avem acest lucru încă implementat. Am mai spus, suntem ca și democrație, suntem o națiune tânără, foarte tânără, da? 30 de ani de democrație e foarte puțin. Pentru noi ca și oameni 30 de ani înseamnă ceva, dar pentru statul român 30 de ani înseamnă puțin. Mai avem de crescut, mai avem de... Dar mi-aș dori să văd. Da, poate că
generația dumneavoastră de politicieni ar trebui să se preocupe inclusiv și de acest aspect pe viitor, de o conștientizare și o educare politică care vine corectă, corectă. Ați văzut, sunt destule materiale în presă sau pe canalele online de comunicare, social media, în care sunt tineri, eu știu, de la, nu contează de la ce partid, pentru că sunt cam peste tot la fel, întrebați de doctrină, de ce înseamnă dreapta, ce înseamnă stânga, n-au niciun... Da, păi, și cum e, acum ar trebui ca această doctrină de stânga sau de dreapta la nivelul comunităților nici să nu existe. Exact cum spuneam, la nivelul localităților trebuie să existe o gospodărie, o gestionare a resurselor pe care le avem. Da, binele comun al... al comunității respective. A, ulterior, că cineva dorește să facă o politică la nivel județean sau la nivel național, atunci da, trebuie să începi să mai citești, să vezi, să te regăsești, pentru că degeaba, știu eu, ai deprinderi, simpatii sau, știu eu, chiar porniri de dreapta dacă te regăsești într-un partid de stânga. Da? Nu. Dar una peste alta trebuie să conștientizăm cu toții că ușor, ușor trebuie făcut această educare și politică, da, a tinerii sau a generațiilor care vin. Dar aici aveți un rol important, îl aveți și dumneavoastră mass media. Mi-a plăcut acum câteva zile și cred că voi posta, voi prelua și voi posta și eu mesajul pe care l-a spus Denzel Washington. Îmi place foarte mult cum și la un moment dat a fost întrebat de informații și a spus: dacă nu citești, ești dezinformat. Dacă citești prea mult, s-ar putea să fii rău informat. Eu spun din experiența pe care am avut-o în acești 4 ani de zile. Hârșovenii nu au fost dezinformați, au fost rău informați cu privire la proiectele derulate în comunitatea noastră. Dar vine și face următoarea precizare. Ce faceți dumneavoastră presa? Pentru că suntem în secolul vitezei în care încercăm să vindem informația. Cum apare, cum o dăm. Și nu mai avem timp să o mai verificăm. Sau dacă o verificăm și nu se vinde bine, nu o mai postăm. Și atunci ce facem? Ce face dumneavoastră presa? Vindeți ce este bine sau încercați să puneți ce este de calitate? Cred că asta depinde, este o relație. Este o relație, dar la fel și presa va trebui, și presa este într-o continuă dezvoltare, da? Și ușor, ușor se vor face, știu eu, se va separa greu de presa. Sunt niște reguli destul de clare, pe care unii le respectă, alții nu le respectă. Dacă mă întrebați pe mine, am mai spus, din punctul meu de vedere, cred că un start ar fi în momentul în care s-ar vota odată și odată și chiar cer acest lucru, votați, inițiați și votați odată o lege privind transmiterea în mod egal a știrilor. Jumătate de știri pozitive, cel puțin, cu jumătate de știri negative. Nu se poate din 50 de minute să văd 3 minute de știri pozitive și restul numai scandal, ceartă, omor și... Da. Nu se poate așa ceva. Peisajul nu e foarte... Nu este foarte și ușor, ușor știți cum este, precum picătura aceea. Schimbă mentalitatea unei societăți. Deci toată lumea, vedeți, începând de la politic, sau mă rog, social, politic, dar și media, toți trebuie să ne schimbăm și trebuie să, toți să fim ca o echipă, să fim responsabili că dezvoltarea unei societăți ține de noi toți, nu o ține doar de unii sau de alții. Domnule primar, să spunem că încheiem într-o tentă pozitivă, optimistă. Foarte pozitiv și foarte optimist, da. Nu să spunem. Terminăm, da. Și să sperăm că, într-adevăr, viitorul va fi ala care ne va aduce lucrurile pozitive, lucrurile frumoase și vom încerca să le corectăm pe trebuie. Cele... Iar la Hârșova, iubim Hârșova, continuăm împreună. Vă mulțumesc. Hârșova merge înainte, am mai spus. Trecutul nu este o opțiune. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră, pentru timpul acordat și succes în campania electorală. Mulțumesc frumos, să fim sănătoși și va fi bine. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, aici punem punct emisiunii realizate la Hârșova. Adrian Florea și Paul Alexe, vă mulțumesc pentru atenție și toate cele bune până la aproximativ.